Primarul Comunei Gogoșu, Jean Rogoveanu, a fost implicat într-un accident de circulație în Bulgaria. Edilul plecase în concediu în Turcia, alături de familie. Se pare că a dormit la volan la câteva sute de kilometri de la ieșirea din țară și a pierdut controlul volanului bolidului pe care îl conducea. Doar un minune a făcut ca primarul și cei care îl însoțeau să scape nevătămați. Se pare că accidentul s-a produs pe fondul oboselii edilului, care ar fi adormit la volan. Jean Rogoveanu plecase din țară seara la ora 19 și intenționa să parcurgă cu mașina cei peste 1600 de kilometri până în renumita stațiune turcească Antalia.